Ale bine, cred că ta care. Mică ca ta. Da, da. Ține, mă, Totorine. Hai pe aici, hai pe aici. Totorine vine. Da. Unde? Unde? Bă, le recodă tu o firmă. Le tu filmarea atunci când ai zis rotul mapa mie. Deci, le-i tu mei, ce e locărăși lovele, de ce ai zis? Da, nu-i cata. O Totorino. Mă, doamnă, aici e o cruce sau ce este? O fac dreapta. Iri, unde e? Aici, aici. În dreapta, aici. Da. Filmează-mă de acolo. Da? Claudia, am venit acum, am găsit ciobanul ăsta cu caprele astea. Acum negociez să vedem dacă se vând. Ai înțeles? Luăm, doamnă, luăm. Te ia ce într-un loc. Te ia să nu cazi în zâmburi. Stai, mă, că nu cazi, mă, stai să văd caprele. Stai, mă, și capră. Până la urmă, pe bune. Uite câte cap. Sunt vreo 200 pe aici. Acum negociez, merg la patron să vorbesc cu ciobanul, să vedem dacă mi le dă. Revenim. Hai, Totorine, ia niște zarzăre. Ia-mi și mie câteva, Totorine. Prietene, am venit aici într-un sal la noi. Am venit ca să iau lui Claudia măgarul și caprele. Și stâna de oi ieri, care v-am arătat-o ieri. Ce-i tot zine? Hai să plecăm. A zis femeia că vinde toată turma de capre. Da. O iei pentru tată? Pentru Claudia, da. Pentru Claudia? Da. Au cere 7.000 de euro. Păi nu e mult, mă, pe 50 de capre. Nu e mult deloc. Cam 4 milioane capre, am pus o 10 milioane aseară. Păi și o iei pentru Claudia? Da. În 3 luni scoți banii. 2-3 luni. Ia zice. Cum scot banii? Cum? Scoți banii pe... Băi, eu pierd banii, că eu iau ei. A, tu da. Nu mă interesează, păi da. Ia scoate banii. Dacă vrei, te angajezi pe tine, cioban. Bună idee. La oi. Râs tu, da. Faci bani cu oile. Da. Uite ele, Claudia, întoarce-te cătă. Tu ești ciobanul ei. Gata, prieten, de astăzi mă fac cioban la voi. Torine, ale. Băi, stai bucați pe la mea. Mai aproape. Filmează caprele. Deci Claudia le ies 7.000 de euro, vrea pe 200 de capre. 100 că sunt. Câte doamne ai aici? Cred că 110 sunt aici. 110 capre. 110. Pe le luăm, nu mai stăm. Dar mergem și la Dragul, să vedem câte are. Le luăm, doamne. Dar nu ne ducem la păscut aici. Eu am dat 700 de milioane pe 53 de oi. Păi da, ăștia sunt capre. Păi vă credem. Da, am turma de oi de la Envale. Uite, da. Capurile merg acasă. Și câte oi aveți? Păi hai, doamne, nu poți să mergi cu noi. Rămâne ciobanul aici. Te aducem înapoi. Păi da, te aducem înapoi. Păi nu, mă, că are copilul, vine cu mașina, că am cioban la oi acolo. A, da. Hai, gata, să luăm brânză.
Păi de unde luăm brânzeală? Uite, de la doamna. Uite, acolo am casa. Casa aia de acolo. Hai, gata, venim acolo, prin aia. Hai, hai să luăm brânză. Nicu, le dai drumul și te duci acasă. Wow, avem doamna. Bă, am văzut, am vorbit cu doamna de capre, hai să mergem să vedem cu tot de măgar, nu? Hai. Lasă că măgar e, are treacuși, mă, prietenul meu ăla are. Are, poate nu știe doamna, că știm noi că are. Știu eu. Că are, da. Mai au două ore și pleacă la Brășteni. Aia știu. Încarcă mașinile și pleacă. Păi trebuie să mergem mai repede. Hai să mergem mai repede. Hai să vedeți oile mele mare. Haideți. Dă-te-mă la aici pe mașină. Hai, urcați sus, da? Airii, treci în spate. Hai să luăm caprele, oaiele, tot. Oaiele. Te duci cu ele? Da, cum să nu. A, copilul mă, sună. Nu zici să stai acolo, că întoarcem acolo. Da, mamă. Hei, ia, ia, ia. Ia ciobanul, Gia. Nu putu cu ciobanul. Și găceaua. Dacă da. Ne dai și ciobanul, ar fi super. Doamne, nu-mi dai ciobanul, ăsta e ciobanul. Ăsta e la capre. La capre, ăsta e. La capre, mai vei și altul? Da, și câinele ăla al negru, mic. Păi da, dar pe aia am dat 13 milioane pe cățaua aia. Păi da, 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 dar luăm câinele, ciocul, da. Cu tot, cu capre, cu vedem, tot. Vedem, ne înțelegem. Deci da. Era bestial, păi trebuie și... N-are cine să le ține la el, numai câinele ăla. Păi Claudia, numai mă, Claudia nu face nimic. Mă, ce, dă-i le munge. Da. Numai le munge, Claudia. Dar capră roșii, ai câteva roșii printre ele? Sunt. Sunt și roșii, ăsta e bun, că laptele e scump. Zice că e bun laptele de capră roșie, da. E mai bun ăla? Da, da. Și de măgăriță e 1.000.000 kg laptele. Da, da. Pe cineva de vădeau. Anul trecut avea cu 1.000.000 kg. Nu, am luat măgăriță, am luat-o de la Buraiac, de pe partea ala. Am luat măgăriță, dar ne trebuie și măgar. Ca să... Nu are, Dragoș a avut măgar, dar nu mai are. Ca să facem hai, lapte. Hai. E, găsim noi cine. Am înțeles că are cineva un măgar, vrea 15 milioane pe el. Am văzut pe Facebook, are la Plenița, în Valea, o măgărică. La Plenița, am luat-o, am mai avem una. La Plenița, era albă. Nu, albă? Pe Facebook am văzut-o. Unde cineva la Plenița? Am luat-o una. Dacă găsim măgar, mai o luăm și pe aia. Bă, lasă-ne, vrei să facem, ce facem? Facem fermă de măgărițe. Unde o faceți, acolo, la Valea? Da, ce la noi. Avem teren. Aveți teren? Da. Bine, nu-i mare, dar merge. Avem, avem vreo 2-3 hectare. Așa. Și eu, la primul drum faci dreapta. Aici cu opa ușor. Aici dreapta, dreapta. Așa. Mamă, ce așa, drum. Mai, așa, mergem. Ia uitați, prieteni, ce drum. Mergem pe arătură? Nu, uite pe drumul ăsta de țară. Doamne, Claudiu, unde m-ai băgat? Claudia, Claudia. Iată ce ți-a făcut Claudia. O gagică de-a mea, doamnă. A zis că se combine cu mine numai dacă îi cumpăr o turmă de oi, cu capre, cu măgar, cu tot și vrea și un de ăla, cum se cheamă, un armățar, până la urmă. Nu, găsați și de ăla, găsați. Păi ți-a făcut mișto de mine cu armățarul. Păi nu cred că a făcut. Păi cred nici eu nu cred, e foarte serioasă, nu mai e foarte serioasă. Nu, e serioasă. Serioasă și scumpă. Da. Până la urmă e cea mai scumpă femeie posibilă. Da, bă, nu contează. Nu mai contează. Da, mă, oricum, dacă 110 ceva, capre. Nu, e fată deșteaptă, că știe că 2000 de capre. Da. Vai de capre. Da, da, și muncești, să știi cu astea. Doamnă, câtă muncă trebuie să muncești cu 2000 de capre, doamnă? Nu, nu spune că nu poți să ții 2000 de capre. Și să ține Claudia cu 2000 de capre. Nu, 2000 nu, dar măcar 1000. Adevărul că eu nu las la capre, băi. Da, asta e un... Un hobby de ei. Un hobby de ei cu caprele și cu alea, cu ciobanul și cu măgarul și... Muncă multă, băi, la trebuie să-ți placă. Să și placă, oricum, da. Oricum, acum femeia lucrează la morgă și are fantezii cu morți. Pe bune. Să mă ierte Dumnezeu. Ei, e un pafe, prieten, glumim. De unde m-am băgat și pe asta? Păi, serios. Păi nu ne lăsai așa. Vezi aici, vezi, 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 vezi. Mamă, aici rămânem. Dai să rămâne pentru Claudia. Cum nu? Deja are fantezii. Unim aici, deja are fantezii cu morții. Uite acum să murim. Uite acum să murim, cătă. Are fantezii cu morții.
Da. E pe stânga puțin așa, ia ce. Ni lucrez de la morgă. Pe stânga aristică. Un pic așa în stânga. Pe stânga cu întâia, dă-i. Pe gaura mare în partea asta și gata, ieși, uite. Hai da. Mamă. Dacă venem cu a mea nu trecea. Nu trece aia, ce rămâneai? Bă, am și eu un cumnat în Suihaia. Da, pe cine, doamnă? Pe Păunescu, pe Neluciu. Știi, a, păi de al nostru. De al nostru, doamnă, cum adică? Ne știi, mamă, pe toți. Ce faci, suntem, unde-i doamnă, unde-i suntem? Da, ce faci, doamnă, dar nu cumpăr stâna cu totul. Nu, măi, că nu, că nu ți-o dă copilul. Care, al lui Dragoșe sau al lui cine? Nu, e al lui fiul, al lui șmecherie. Îl cheamă Dănuț pe ăsta. Ce frumusețe aici, uite, dar eu nu-l cunosc pe el. Leu, câți bani ai consumat tu și acum... Dacă fumul ăsta e haia, cum să nu-l cunoști? Și acum te-ai gândit să cumpieri? Păi asta zic, e posibil să nu-l cunoaștem, doamnă. E posibil să-l cunoști. Ai grijă, ai grijă cum conduci. Uite, Leu, milioane de euro care ai consumat la ruletă. Aici trebuia să-i bag. Aici trebuia să-l cumpărăm tot aici. Uite, vezi că cred că vrea să vândă muierea asta, pământul ăsta. Care? Uite, iarba asta pe aici. O vinde? Așa se zice. Hai, poate cumpărăm noi ceva pe aici. Să facem și noi un saipan, să facem și noi ceva. Ia de cate la mine că filmez ca... ca berilă. Ăștia mult boile, acei copii. Păi ia hai să mergem și noi să vedem oile, doamnă. Dar câini sunt aici, doamnă. Am și câini, că dacă nu se poate, dacă vin șacale. Ia uite, Claudia, unde a venit șacale, auzi, șacale, un păi sunt șacal, doamnă. E un băiat, un băiat de doarme aceea la piele. Poate are rulotă. Aici, doamnă, e bine, unde mergem? Așa, da, așa. E bine, uite. Pe aici, pe lângă mașina asta, nu? Mamă, câinile ăla, doamne. Da, zic că vorbim cu el și tace. Da, tace? Uite, ce iaci. Bă, băi, 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 sunt butoile astea. Care butoile? Doamne, bă, bateria, curentul ăla, ia curentul pe aici. Bă, las-o aici, las-o aici, mă, unde vrei să treci? Unde, bă, să treci prin gard, ești nebun? Nu mă duc, nu mă dau jos la câinii ăștia. Tătorino, ține, ține aia. Dar nu ține la la aici, nu mă duc. Nu ține și bun lat. Ce are de spus, bun lat? Diabet, ăștia se vinde de cu quadracu. Mai porci tăiem. Salut. Salut. Aici ce ai? Miei? Mamă, unde mergi cu miei ăștia? Dă-i drumul, mai dai drumul. La mașină. La târg, adică. Cât ai aici? 10. Cât ai la vânzare? Vreo 40. 40? Vreo 40 de mii. 40 de mii. Ia să vedem și voi de acolo. Cataline? Da. Hai că ținem filmarea bine. Ce? Mamă, ce fain aici, ia uite. Ia uite cum fac bine, animalele. Bine, ai fi lăsat mai nimeni, unde te duci? Stai să mă duc mai în timp fațele. Încet. Mă filmează, mă, mă, din lău. Hai. Așa, uite-te și tu unde am venit. Hai. Pentru Claudia ce-am pățit. Uite, Claudia, pe bune. Uite și tu, meile, oi. Ce faceți, mă, uite? Da, ai vreo da... americană? Nu. Dar ce oi sunt astea, că nu sunt românești? Bă, unde ții filmarea când filmezi, mă? Ții așa? Ha? Bulgărești? Bulgărești, dar e una? Ia ține tot Torine. Torine, Torine. Cine e? Da. Ia ține aici. Uite, uite așa. Asta, oaia asta. Păi ce oaia asta, că iau toate oile lui Claudia. Uite, Claudia, a venit și la oaia. Și voi și capre. Și voi și capre. Păi dacă așa vrea, vede tot mine, mai în spate. Așa, dar filmează să fie în spatele meu și caprele. Oile, bă! Că uite ce mă murdăresc. Deci, prieteni, le luăm pe toate? Tu stai acolo, da. Ce fain e ăla mic. Mieruț? Deci, Claudia, am venit să-ți cumpăr oile. Le vezi? Aici sunt cât? Vreo 200 de oi, nu contează cât. Nici nu știu câte sunt, fără număr. Filmează acolo, mă, cum merg. Aici sunt cele mai grase. Ia, ia, nu-mi vine, vină încoa. Deci am venit să cumpăr pentru Claudia. Fac orice pentru Claudia, că am început deja să o iubesc.
Și din cauza asta fac orice pentru Claudia, dar nu te mai înspate tot. Da, câinele! Uite Miruța asta. Aia de ce mic e? Nu ne dai și nouă de ăștia, dai mișel. Păi ce faci? Ce beșe în gata la? Vedem noapte cu biberonul. Bă, Totorine, ține camera bine. Ținem. Toto? Da? Nu... Uite, ia filmează-l pe ăsta mic. Ia uitați, prieten, ce micuț este. Ce-i ăsta, ied? Ăla ied. Mamă, ce-s faine. Dar uite că e un mielușir jos. Unde e, mă? Ia du mielul ăla, te rog eu frumos. Mamă, e micuț ăsta. Ia uite, mă. E mic ăsta. E mic. Ăsta e lei lui David. Un pachet așa frumos cu fontiță. Ia uitați, prieteni. Cu fontiță. O să vorbesc acum cum o să iau toată stâna și cum să ai banul ăsta deasupra. Cu tot, uite, stână de voi. Băgăm și caprele și măgarul și calul ăla care ai zis, armăsarul. Pe bune, Claudia, băgăm totul în fermă. Iau pentru tine, pentru tine îți cumpăr tot. Da, Totorine, dai peste oameni. Da. Luăm și cu ciuban, cu tot. Da. Tot de acolo. Cel mai bine, cu oameni, cu tot. Cu oameni, cu tot, Totorine. Dăm oricât, nu contează pentru Claudia. Claudia este iubita mea și dacă mă iubește și o iubesc, fac orice pentru ea. Și după stână, vin și cu Nies, Claudia. O brunetă la volan, un Nies negru. S-a terminat șmecheria. O să nebunească toată România. Așa, Totorino. Câte minute ai, Toto? 6 minute. 6 minute. Hai, Totorino, aici. Hai. Oprește filmarea. Odată pe lună. Ce faci, bă, Totorine? Ce să fac? Uite, rămân să rămân aici nesperiat, să rămân, că rămân să rămân fără Motorina, dar de fapt... Poate rămâne fără Motorina acum, dar... Că oricum mai e puțin, că de 100 de grame mai e pe ea. Sunăm acasă și vine și ne ia Motorina. Cred că trebuie să sunăm aici. Mașină, sună Iri. Aici. Iri, sună. Da, sună Iri pe tate. Nu mă filma pe mine, șofer. Sună Iri, să vină cu Xinciu, cu meleu, cu ceva. Să vină pară, Motorina. Parătura aici, Claudia, am rămas și fără Motorina, Claudia. În groapă. Am rămas și fără Motorina în groapă. Ia uite-te. Doamne, Trebuie să pătimim aici. Mamă. Așa să fac. Doamne. Pe bune, Doamne. Nu mai avem nici Motorină după oi. După oi, după capre. Capre după mii. După curcani, după zi, armăsari, după pai. Doamne Dumnezeu. Claudia, cât muncim noi pentru tine, Claudia. Ne-a pus Leo în temă toată strehaia. Toată strehaia a pus în temă, Claudia, pentru trebuie tine. Trebuie să luăm, pe bune, Claudia. Pentru tine facem. Eu chiar o să-ți iau stână, nu fac la mișto. Chiar ți-o cumpăr. Păi cine face la mișto? Noi de asta facem, mai muncim aici și ne străduim nu, la mișto. Nu, dar ea crede că... Facem la mișto? Că poate că noi glumim. Înseamnă că... Iau la fata mea stână. Înseamnă că nu e bine dacă ea zice că noi glumim la chestia asta. Mamă, băi, încet, aristică, încet. Crezi că plecăm așa de nebun? Am plecat de nebun, că n-am băgat nici benzină. Motorină, că ne-am luat cu vorba, cu glume, cu alea, cu alea. Dar abia am cu cine să ne ajute, știi? E, sunăm acasă la copii, nu-i problemă. Da. Dar stai puțin să ajungem acasă. Să ajungem acum, că e aproape. Nu e o problemă. Unde-i Pecu? Peco? Nu e aici Peco. Imediat e Peco, ajungem la Peco. Ajungem imediat? Da. Da, da, frumos mi-e mama via asta. Avea frumos, de-aia am zis eu. Da. Dar ea, totuși, ce vrea ea? Capre sau oi? Și oi și capre. Păi ea e 100 de oi, 100 de capre. Da. Aici ai văzut, e 110 de capre
Și aici avea 100 de oi. Nu avea 100 de oi. Avea amestecate cu capre, cu oare avea 200. Avea 200 total. Peste 200. Deci, prieteni, am negociat cu băiatul. Astăzi o să cărăm caprele la noi la stână. Nu le cărăm acasă. Le punem la noi. Am luat un saiman cu teren, cu tot, unde punem caprele. Când o să fie toată făcută, toată ferma Claudia, o să ți-o arăt în splendoarea ei. Dar mai trebuie să caut armăsarul. Le ducem cu duba mea. Da. Cu dubele mele. Da, dar e vorba de armăsar. Armăsarul ăla trebuie dubă de aia special, știi? Ce să fac cu duba special? Păi, armăsarul e greu de dus. Și de treținut? Da, și de cărat. Băi, fă economie la treținut. Nu, asta e, nu merge, că am contact de la... Doamne. Rămânem acum, prieteni. Rămânem. Nu rămânem, nu. Băi, Cătăline, Totorine, rămânem fără benzină. Nu rămânem, mai un pic. Dă-i mă. Dă-i mă, aristică, și mai un pic. Nu rămânem, mă, nu rămânem. Da, mă, e mai greu armăsarul de dus, mă, Leo, mă, la Claudia. De ce? Trebuie și când te duci la Claudia cu păi el... Păi nu ducem în Germania. Claudia vrea să-mi iau o fermă, tot pentru mine fermă. Ai înțeles? Da, tu să te ocupi de asta. Dar ea vrea să am stână, că ea are o fantezie și ea cu stână, și să mergem acolo la fantezie, ai înțeles? Deci femeia vrea să umblă dezbrăcată pe lângă oi, cu armăsarul să ne jucăm cu el. Deci în loc armăsarul să aibă fantezii, nu cu armăsarul. Păi, dar de ce crezi că armătar? Și cu cioban, auzi, ciobanul să dea cu ea de masă? Și cu biciul ciobanului să-i dea așa, știi? Băi, nu să dea cu ea, da? Cu Claudia. A, să dea cu ea de masă. Da, și cu bâta aia ciobanului. N-are fantezia. Nu, că aia rămâi tu pe ea. Rămâi eu cu bâta. Cioban, da. Eu știu să stau pe ea. Da. Tocmai din cauza asta ne-am zis să o dăm ție. Vezi să nu rămâne fără benzină. Motorină nu rămâne. Mamă, fără motorină. Trebuie să te duci și la Peco. Am luat de viteză. Păi și dacă o scoți în viteză... Dacă o scoți degeaba, dacă o scoți în viteză, tot că pornită rămâne. Aici e apa. Aici e șupe. Dacă rămânem aici, rămânem în streha. Măcar sună pe aia cu materialele de construcții. Ce materiale alea, cum pun și alea și mai... Nu vrei? Da, piscine vine de ieșire de pași. La noi? Pe, ce facem? Ce bune! Doamne, ce mă fac eu cu aristica asta, prieten? Eu cu aristica trebuie să merg la mare. Dacă merg cu aristica la mare, cădez pe jos, dar râs, prieten. Salut, serios? Motor. Știi de ce? Că aristica, dacă vede vreo gacică, zice, hai să o luăm. O halim! Dacă le vede dezbrăcate pe plajă... Hai, da, dar nu mergem fără Claudia mea, mă, frate. Că dacă merg cu Claudia la mare, nebunesc toată lumea. Da? Bă, nebunesc oamenii pe plajă. Cap. Lasă pe tine, ce să ia capul pe tine? Păi, și pe mine? Nu pe tine. Mă ia capul. Ți-o aduci și ție pe prietena ei. Da? Da. Dar măcar să dea Dumnezeu să ajungem acasă acum și să nu ne mai trebuiască motorină. Dacă ne trebuie motorină, facem autostop. Ce ar fi să rămânem fără motorină și să zicem? Nu mergem acasă acum, unde mergem? Mergem la Peco, mergem la Peco la mine sau mergem în capătul ăla? Nu, 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 capătul ăsta, nu la tine. La OMV? Da. Nu, aici pe la Dăciulescu. La Dăciulescu, ok. Aici ajungem mai repede, mă, am scăpat. Suntem ca și scăpați. Da. Da, bravo. Deja prieteni. Suntem în oraș. Auziți și voi, prieteni, suntem ca și scăpați aici. Ți arăt o țigancă faină. Asta. Da. Asta e. Ce faceți, mă? Voi, eu asta o țină de faină. Mă ducem din oraș. Hai, vină încoace să te bag și pe tine pe vlogul meu.
Ăsta e... Vino cu asta, te bag pe vlog. Ăsta e țigan, țigan, cioban din țigănie. Ia uite, el, uite-l, el uite-l se bagă cu tu. Ciobanul. Vrem să facem o stână de oi, vrei să vii cioban la noi? Da, da? Oh, bravo, vrea, prieten, vedeți ciobanul? Hai să trăiești. Salut. Te căutăm, te căutăm. El se ocupă cu oile, știe toate oile din... Pe bune? Da. Dar cine e țiganul ăsta? E un țigan... Buștean, e Buștean al Budurăi. Al Budurăi, da. Hai că știi, bă, de unde știi? Hai că ai zis că nu, am că nu zis, mai știi. Am zis și eu la mișto, dar ăștia ce fac de pe aici? Hai ce țigani sunt? Aici e prietenii. Ia dacă vezi pe țigan că aici am pornetă, care neagră, să oprești, să o filmăm și noi să o vedem. Nu e. Deci nu e nici o țigan. Nu e. Hai să băgăm motorină, că rămâne fără motorină. Da, la motorină. Da, mă, și el știe toți ciobanii, el știe de când vrea vreo țigană, de unde se ia oaie, apelează la el. Da? A, atunci gata, e bine. Păi da, mă, da, eu nu le iau să le vând. Știu. Nu le iau să le vând oile. Ți-am explicat cum fantezia e cum moare oile. Dar are fantezia și cu morți. Dar aia păi mai băgat în ceață. Nu trebuia să-i fac o fantezie. Dacă nu făceam aia cu morții, n-aveam de unde să iau morți. Hai, lasă. Cum adică cu morții? Cu morții? Da. Băi, Cătăline, dacă am spun... Am ajuns în Peco. Ia, eu cred că e frizăriță de aia de morți. Am ajuns în Peco. Gata, am ajuns acasă, prieteni. De la... De unde am ajuns, Aristic? Florin. De unde? Florin. De unde am ajuns? Am fost la... Să cumpărăm mânz. Capri. Hai, vină cu aia.